Agricultorii sunt din nou în culmea disperării. Pe lângă scumpirile carburanților din ultima perioadă, ei nu știu când vor primi cele 6.000 de tone de motorină promise de România. Și asta în condițiile în care lucrările agricole de primăvară trebuie să înceapă de la o zi la alta. În timp ce fermierii spun că nu au bani pentru noile semănători și riscă să dea faliment, autoritățile își pasează responsabilitatea. Situația este cam complicată. Ne referim la prețurile la carburanți care practic se majorează de două ori pe săptămână, este un lucru ieșit din comun, ceea ce se reflectă evident negativ asupra pregătirii cât începutul lucrărilor de primăvară. Noi nu o să avem nevoie de motorină, adică la figurat în luna mai o să avem nevoie acum, deci am dat înțeles că ei înțeleg că noi ne avem nevoie acum în timp imediat următor. Deci sperăm că o să fie în cât mai scurt timp posibil. Încă din decembrie, președintele României, Klaus Iohannis, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, a anunțat că țara vecină va ajuta fermierii moldoveni care suferă din cauza secetei și a altor calamități. Câteva săptămâni mai târziu, guvernul de la București a aprobat acordarea ajutorului umanitar. De atunci însă, responsabilii au luat practic apă în gură. Ministrul în exercițiu al agriculturii, Ion Perju, spune că instituția pe care o conduce a elaborat planul pentru ca motorina să ajungă la Chișinău. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Perju susține că problema ar fi în altă parte. De regret, până la moment, noi nu avem careva demersuri oficiale. De aceea, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu, ceea ce ține de responsabilitățile sale și a îndeplinit, de fapt, misiunea. A fost elaborat regulamentul privind distribuția motorină. Acest regulament a fost consultat, de fapt, cu producătorii agricoli, a fost transmis și președinției. Între timp, președintele Asociației Naționale a Fermierilor califică acțiunile autorităților drept un sabotaj. Este un sabotaj împotriva schimbărilor care se dorește să se facă în țara asta și inclusiv în domeniul agriculturii. Noi începem un nou ciclu agricol, un nou an agricol. Toată societatea ar trebui să simtă fieria asta a naturii, a schimbării, a renașterii, a învierii. Dar noi vorbim despre lucruri care, știți, sunt betonate într-o încăpere a politicului. Am încercat să obținem o reacție și de la președinție, însă purtătorul de cuvânt al instituției, Sorina Ștefârță, ne-a cerut o solicitare oficială la care vor veni ulterior cu un răspuns. Din cele 6.000 de tone de carburant oferit de România, fermierii vor primi câte 25 de litri de motorină per hectare.